Sistemul de garanție returnare, cel mai mare proiect dintre sectorul public și privat din România, va demara la timp, promite Ministerul Mediului. Sunt alocate peste 85 de milioane de euro. Scopul, 7 miliarde de deșeuri să fie reciclate anual cu ajutorul acestui sistem. Punctele de reciclare vor fi amplasate în magazine sau hipermarketuri, iar în momentul în care clienții vor returna ambalajele, vor primi înapoi o sumă din costul produselor. Teoretic, pentru orice sticlă, PET sau cutie de aluminiu din data de 30 noiembrie va trebui să primim înapoi 50 de bani, sumă pe care o vom plăti în plus atunci când cumpărăm produsul. Peste 80.000 de comercianți se înscriu în sistemul de garanție returnare, iar asta înseamnă că va fi disponibil în toată țara, inclusiv la magazinele mici din comune sau sate. Acolo însă vânzătorii vor fi cei care vor primi recipientele și tot ei vor fi cei care vor înapoia cei 50 de bani cumpărătorilor. Inițial, proiectul trebuia să fie gata pe 1 ianuarie 2021, dar a fost amânat de două ori. Compania responsabilă de implementarea sistemului cere însă din nou un alt termen de finalizare a proiectului. De această dată, guvernul spune nu. 30 noiembrie 2023 rămâne termenul la care sistemul garanție returnare va porni în România. Acest termen nu este negociabil, iar eu consider că o țară nu se poate construi din amânări. Mă refer la amânări pentru că acest sistem a tot fost amânat. La 30 noiembrie voi introduce primul PET într-un echipament de colectare automată a acestor ambalaje și programul va funcționa. Țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul reciclare. Reciclăm doar 11% din totalul deșeurilor, iar în cazul acestor recipiente, PET-uri, sticle, cutii de aluminiu, ajungem la 40%. Per ansamblu, ambalajele în România se reciclează undeva la un 40% din totalul ambalajelor care intră în piață. Prin comparație, sistemele de garanție returnare din statele unde deja funcționează reușesc să recupereze din piață mai mult de două ori decât o facem noi acum prin colectarea separată. 90-95% în anumite țări. Deci diferența este foarte mare. Compania Returo, responsabilă de implementarea sistemului, a fost invitată la discuții de către Ministrul Mediului ca să găsească soluții pentru ca proiectul să pornească la timp. Compania susține că are nevoie de 17 centre de sortare, deși inițial credea că ajung doar 6. O lansare prematură a sistemului de garanție returnare va periclita încrederea în sistem pentru toți cei implicați, de la producători, importatori, comercianți și consumatori, susține compania.